Regina Columbeanu rămâne cu tatăl ei, dar are voie să plece cu mama sa în străinătate. Magistrații au ajuns la concluzia că doar Irinel Columbeanu îi poate asigura confortul material cu care fetița este obișnuită. Ce elemente au luat în calcul judecătorii, aflăm de la Octavia Geamănu. Octavia, bună seara! Bună seara! Situația financiară de care dispune Irinel Columbeanu e categoric un aspect important de care au ținut cont cei care au decis să-i acorde custodia fetiței. A mai contat și faptul că omul de afaceri a angajat oameni care să se ocupe de educația fiicei sale și faptul că nu și-a abandonat copilul în perioada divorțului, așa cum a făcut Monica atunci când a plecat în state. A mai contat și relația pe care a avut-o tatăl său cu fetița, bunicul patern fiind de altfel cel care s-a interesat și anterior divorțului de educația minorei. Magistrații au hotărât că Monica Columbeanu Monica Gabor își va putea vedea fiica în cea de-a doua și în cea de-a patra săptămână a fiecărei luni, de vineri până duminică și în perioada vacanței de vară de pe 20 iunie până pe 20 august, când o va putea duce și în străinătate dacă vrea. Însă Monica este obligată să-i plătească fiicei sale până la majorat lunar 1000 de lei. Octavia, îți mulțumesc. Reguli suplimentare.